Constituția Republicii Moldova este legea fundamentală a țării, care consacră poporul ca titularul suveranității, suverenitatea fiind exprimată prin voința poporului. Declarația de suveranitate și Declarația de independență a Republicii Moldova, deputații din Parlamentul anilor 94, reprezentanți plenipotențiari ai poporului, după cum se menționează în preambulul textului constituțional, au remarcat faptul că sunt conștienți de responsabilitatea lor față de generațiile precedente, actuale și viitoare. Astfel, Constituția întruchipa demnitatea națională a poporului nostru, devotamentul față de valorile general umane, dorința de a trăi în pace și bună înțelegere cu toate popoarele lumii, conform principiilor și normelor unanim recunoscute ale dreptului internațional. Prin text constituțional, Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizației Națiunilor Unite și tratatele la care este parte. Constituția Republicii Moldova astăzi stipulează suficiente statuări și garanții pentru ca democrația să se regăsească într-o situație hegemonică. Ea pune în câmpul legalității mecanismele democratice, precum votul sau organizarea și funcționarea autorităților publice, transparența, egalitatea șanselor și egalitatea în drepturi, pacea civică, demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, etc. O altă garanție a democrației constituționale este reprezentată de principiul separării puterilor în stat, ce reiese din modul de reglementare a celor trei puteri, legislativă, executivă și judecătorească. Niciuna dintre puteri nu o poate supune să o face ingerință față de alta. Iar dacă realitatea noastră politică ne face să suspectăm uneori respectarea acestei paradigme democratice și constituționale, nu căutați omiteri în textul Constituției, dar în moralitatea societății în ansamblul ei. Pornind de la faptul că avem o societate cu pluralism politic, textul actualei Constituției este tratat în mod diferit de actorii politici. Unii constată denumirea limbii pe care o vorbim din strămoși, unii contestă denumirea, chiar și după istorica hotărârea Curții Constituționale din 5 decembrie 2013, prin care se statuiază că textul constituțional primar al Declarației de Independență prevalează în raport cu textul Constituției. Astfel, Declarația de Independență operează cu termenul de limba română, ca limbă de stat a statului nou creat Republica Moldova. Alți actori politici privesc cu dispoziții de amendare articolul 11 al Constituției, care proclamă neutralitatea permanentă a Republicii Moldova. Doamnelor și domnilor, Constituția nu este ceva imuabil. Ea trebuie să reflecte evoluțiile social-politice din societate. Dar totodată, reformele constituționale trebuie să corespundă momentelor de maximă importanță din istoria statului modern, Republica Moldova. Constituția trebuie să fie martorul transformărilor istorice în destinul unui popor, dar nu teren de competiție pentru interese politice de conjunctură. Reforma constituțională din 2000 și cea din 2016, ambele evocând articolul 78 din Constituție, trebuie să fie o lecție în acest sens. Un sistem politic constituțional nu poate rezista la multiple jocuri de culise. Să nu uităm că și o virgulă plasată nepotrivit în textul Constituției poate aduce mari necazuri unei națiuni. De aceea, politicienii trebuie să ia în calcul vocea poporului, dreptul poporului la autodeterminare, pentru că el este adevăratul suveran. Republica Moldova a făcut un pas important la 27 iunie 2014, când a semnat acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Ceea ce îmi doresc cu sincere emoții de împlinire, mie personal, dumneavoastră,
celor prezenți astăzi aici și tuturor cetățenilor este ca în textul original al legii fundamentale să apară cât mai curând un element de noutate. Un articol cu titlul distinct, integrarea în Uniunea Europeană, al cărui moment premergător să fie profundele reforme instituționale și de conștiință civică. Doamnelor și domnilor, cu prilejul celei de-a 22 aniversări de la adoptarea Constituției Republicii Moldova, adresez tuturor celor prezenți aici și tuturor cetățenilor sincere și cordiale felicitări însoțite de urări de prosperitate. Iar la toate crizele care pot încerca rezistența unui regim democratic, să găsim întotdeauna soluții constituționale care să corespundă aspirațiilor de viitor al societății noastre. Vă mulțumesc!